Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie! Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau, de obicei, idei și soluții pentru bugetul familiei voastre. Începem holul de premii câștigate în luna aprilie cu un lucru pe care îl așteptam de luna trecută și spre marele meu noroc a venit. Știți că am câștigat luna trecută un laptop HP la promoția CIO. Am avut super, super mare noroc să îl câștig și a venit, vreau să vi-l arăt, că știți că eram îngrijorată. Stați să-l și deschid să îl vedeți. Este foarte, foarte fain, îmi place super mult, nu mai aveam laptop pentru că îl dăduse mamei mele și este foarte folositor la casa omului, deja l-am încărcat, așa că da, am primit premiu și nu uitați că oricând cel mai important este să participați și la un moment dat veți câștiga și voi un premiu mare. Participați la cât mai multe lucruri care vi se potrivesc, la cât mai multe concursuri cu premii pe care vi le doriți și la un moment dat vă promit eu că veți câștiga. Un premiu a venit astăzi, a fost câștigat la promoția VIT în Carrefour. Trebuia să cumperi un produs VIT, să înscrii bonul și puteai să câștigi. Erau puține premii, dar mi-am încercat norocul și haideți să vedeți ce am prins. Este un superb set Baylis & Harding cu foarte multe produse înăuntru. Avem creme, săpunuri, unt de corp, gel de duș, sare de baie, arată super, super fain. Parcă e o floricică, atât de bine arată. Îi mulțumesc prietenei mele Amalia pentru că ea mi-a spus despre concursul ăsta, nu știu dacă l-aș fi văzut. Cam atât pentru astăzi. Aici avem premiul de la Pepsi cu 30 de doze de Pepsi și aici avem acest mini frigider pe care l-am câștigat. Nu-l desfac să-l vedeți pentru că urmează să-l transportăm la casa de vacanță și zic că vreau să-l țin așa în cutie să nu cumva să se lovească pentru că acolo nu avem frigider din ăsta mic, iar în casă nu am loc unde să-l pun. În schimb, acolo va fi perfect și pentru asta m-am și gândit să-l câștig și am vrut să-l câștig. Intră 35 de doze, dar dacă scoți acel grătărel, poți să pui și vin, deci lucrurile arată super, super bine. Mulțumesc frumos încă o dată, Pepsi! Astăzi au venit mai multe premii și haideți să începem cu unele pe care le-am câștigat mai de mult, dar care au ajuns la adresa tatălui meu și până acum, când a fost ziua celui mic, nu ne-am văzut cu el din motive bine înțelese și bine știute de toată lumea, nu mai trebuie să intru în aceste detalii. Ce am câștigat aici este o tigaie de la Pacmaya, am câștigat-o în decembrie și arată super fain. Ce ziceți? Mi se pare că e super mișto. Chiar aveam un plan să-mi cumpăr o tigaie nouă, dar văd că nu mai este nevoie. A fost câștigată la concursul Pacmaya, trebuia să cumperi drojdie. Se puteau cumpăra și pachete mici și am câștigat. Mă așteptam, am zis cumpăr un pachet de drojdie, știți cum sunt eu, pun un bon, dacă iese, iese, dacă nu, nu. Un alt lucru pe care l-am câștigat mai de mult sunt aceste două căni de la Costa. Trebuia să cumperi produse Costa Coffee, parcă de minim 20 de lei. Eu am câștigat în Carrefour și acestea sunt căinile, sunt super faine, îmi plac super, super mult și de abia aștept să le folosesc. Continuăm cu un lucru pe care nu l-am câștigat eu. Este acest Forcapil. Sunt medicamente pentru creșterea părului și pentru îmbunătățirea calității părului. Iar cei de la Forcapil au avut o campanie de testare în care primele 100 de persoane care trimit un mail cu numele lor și numele prietenei cu care vor să încerce, vor câștiga un pachet de Forcapil. Eu nu am câștigat, în schimb a câștigat prietena mea, Amalia, pentru mine și mi-a venit și mie acest premiu pe care urmează să îl încerc și să-mi dau cu părerea. Trebuie să recunosc că eu nu prea câștig la concursuri de genul în care primele 100 de persoane care comentează vor câștiga. Niciodată nu aflu suficient de repede de ele, așa că atunci când mi-ați scris de ce nu v-am spus și vouă despre acest concurs, este pentru că nici eu nu știam. Am aflat prea târziu, cred că comentariul meu a fost pe la 200, ceva de genul. În schimb, prietena mea, Amalia, a avut noroc și a fost selectată. Ultimul lucru din această tură de produse, am câștigat un joc Lego pentru băiețelul meu la concursurile care îmi plac mie cel mai mult, concursurile locale. La galeriile Carrefour din Brașov au avut o vânătoare de ouă cu ocazia Paștelui, trebuia să joci un mic joculeț și să te înscrii și am câștigat un joc Lego pentru Patrick. Sunt super încântată, chiar dacă este 8+,
Patrick este mare fan Minecraft, o să îl dau mai târziu, adică nu-l va primi chiar acum, pentru că mi-e frică să nu înghită acele bucățele mici, dar sunt super, super încântată că am câștigat acest premiu. Un premiu fain de luna asta este un voucher de 500 de lei de la Nels Cafe Dolce Gusto. Trebuia să cumperi produse Dolce Gusto de minim 40 de lei din Oșan. Eu am cumpărat două cutii și puteai să câștigi 15 vouchere de 500 de lei sau un set de pahare și un suport pentru capsule Nespresso. Eu am avut norocul să câștig premiul ce mare, 500 de lei pe care i-am primit și sunt super încântată, de bea aștept să mă duc să-mi cumpăr ceva drăguț. Un alt premiu câștigat de mine pe Facebook a fost cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții. L-am câștigat, după cum bine puteți vedea, la Vodafone România și trebuia să îți alegi o carte de maxim 70 de lei de la editura Cărture sau Arthur și să dai tag unui prieten. Eu mi-am ales o carte de la editura Arthur, de fapt un set de cărți, un set de 3 cărți de la Peppa Pig pentru cel mic și chiar am avut norocul să câștig. Luna aceasta a fost luna masajelor. Am câștigat două ședințe de masaj, una la Bali Relax, un salon balinez de masaj. De bea aștept să mă duc, mi-am făcut o programare, sunt super încântată. Și am mai câștigat o ședință la un alt salon. Deci este un semn că am nevoie de masaj, pentru că am câștigat două ședințe și le-am câștigat amândouă pe Facebook, amândouă la concursuri de tipul like, share, tag a friend. În mijlocul holului de cumpărături de la Lidl, apare un pachet de la Milano. Bineînțeles că habar n-am ce poate să fie, așa că o să-l deschid împreună cu voi, cine știe ce surpriză am. Acum m-am lămurit. În acest pachet mare era această cremă mică, este câștigată pe Instagram la un concurs internațional organizat de Laura Biagiotti. Știți că fac parfumuri și ce am câștigat eu este o loțiune de corp care miroase exact ca și parfumul Roma, dacă îl mai știți. Este un parfum din tinerețe și zic, hai să mă înscriu așa, pentru că era pentru toți rezidenții Uniunii Europene. Ce să nu profităm de faptul că facem parte din Uniunea Europeană și putem să participăm la acest tip de concursuri. Am și uitat, sincer, de acest premiu, l-am câștigat luna trecută și nu l-am introdus în lista de premii câștigate, dar acum că a venit, îl putem pune din urmă. Următorul premiu câștigat este pentru Patrick, a fost câștigat pe Instagram și, după cum bine vedeți, este un ursuleț de pluș, dar nu un simplu ursuleț de pluș, este un ursuleț Bentley, da, are o gecuță cu marca Bentley, are etichete, este un urs super, super fancy și mă bucur că l-am câștigat pentru cei mic, pentru că îi plac ursuleții. Vă spuneam că concursul a fost organizat pe Instagram, a trebuit să dau un like, un share și tag unor prieteni și am avut norocul să fiu selectată câștigătoare. Au avut 3 premii. Ce ziceți? Vi se pare super interesant? Este foarte, foarte drăguț. E mai bine îmbrăcat ca noi. Să știți că un ursuleț de genul acesta este 235 de lei, dacă interesează pe cineva. Astăzi a venit un premiu de la Cramele Reca și trebuia să cumperi o sticlă de vin, ori de la Recaș, ori de la Castelul Huniade. Eu am cumpărat-o din Selgros și am primit, trebuie să fie un pachet cu un cozonac și o sticlă de vin. Ia să vedem! Este o sticlă de vin de la domeniile Recaș. Îmi place că avem și o scrisoare de felicitare și un cozonac de la Boromir cu nucă. Arată super, super bine, nu-i așa? Este un premiu mic, dar sunt 6 pe zi și se reportează dacă nu sunt câștigate, așa că vă recomand să încercați să câștigați. O sticlă de vin de Paște o să vă pice bine. Am mai câștigat un premiu la Activia. Au avut o promoție în Kaufland unde trebuia să cumperi produse de 10 lei. Activia, să trimiți bonul și puteai să câștigi unul dintre cele 150 de carduri de cumpărături de la Kaufland de 100 de lei. Este un premiu de pe Facebook, cedat de Amalia, deci nu este câștigat de mine, dar îmi place să vi-l prezint și să vă povestesc cât de bine este să ai comunitate, să ai oameni în jurul tău care au același hobby și cu care vă ajutați. Avem un voucher de 200 de lei de la Danone, pe care l-am câștigat și eu și mama, acesta este al mamei, pe care l-am folosit și am cumpărat cafea. Cafeaua de la lor o voi folosi eu pentru aparatul meu Nespresso și mamei am cumpărat cafea de la Nescafe Dolce Gusto. Din păcate pachetul avea avut două părți și una a ajuns la mama, pentru că ea s-a dus o ia de la Easybox, unde era o cremă de la Bioderma. Mama o folosește, crema de corp de la Bioderma, tot derm intensiv. I-am cumpărat-o pentru că tocmai urma să îi se termine. Am folosit foarte bine
mine acest voucher de 200 de lei de la EMAG, de bea aștept să-l folosesc și pe cel pentru mine. Cam atât pentru astăzi. Am lăsat acest premiu pentru final. Am câștigat o minge de handbal și un tricou al clubului sportiv CSM București, semnat de Crina Pintea, care este o jucătoare în echipa națională. Sunt super încântată că l-am câștigat, dar sincer nu am crezut că va ajunge. În primul rând, după ce am câștigat, când am încercat să le trimit adresa unde să-mi trimită acest premiu, din păcate mi-au spus că ei nu trimit în altă locație și că ar trebui să mă duc în București. Știți cum sunt concursurile acelea în care trebuie să citești regulamentul și după aceea îți dai seama că trebuie să iei premiile într-o anumită locație, de data asta din București. Până la urmă au fost de acord să-mi trimită premiul în Brașov dacă achit el transportul, dar au fost foarte stricți cu ceea ce trebuie să le dau pentru a-mi valida premiul și a fost un pic de discuție încoași încolo și la un moment dat nu eram convinsă că vreau să le trimit buletinul meu pentru acest premiu, dar într-un final m-am decis, premiul este interesant, le-am trimis buletinul, dar să știți că foarte multă lume nu organizează concursurile corect, nu prea știu să le organizeze și ies un talmeș-balmeș și câteodată e mai mare daraua ca o caua, dar să zicem că pentru mine acest premiu a meritat. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest haul de premii câștigate, sper să ne auzim luna următoare cu premii și mai faine, vă urez multă baftă și noi ne revedem cât de curând în următorul vlog!